Schema de ajutor de stat sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite a fost lansată în toamna anului trecut, iar sesiunea de depunere a cererilor de sprijin ar fi trebuit să se încheie în luna ianuarie a acestui an. Având în vedere numărul mic de solicitări, măsura a fost prelungită până în ultima zi a lunii martie la ora 16. Prin această schemă se acordă un sprijin financiar deținătorilor publici și privați de terenuri agricole și neagricole și formelor asociative ale acestora pentru împădurirea și crearea de suprafețe împădurite. Prima 1, care include cheltuielile de înființare și de decontare a proiectului, iar prima, numărul 2, lucrările de întreținere suprafețe împădurite pot fi efectuate și pe terenuri agricole. Terenuri agricole însemnând poate fi arabil, poate fi o paște permanentă, poate fi cultură permanentă, de fișez o plantație pomicolă care declin și înființez o asemenea și am o pierdere de venit pe o anumită perioadă de timp, până la 12 ani pierderea aceea de venit. Chiar dacă măsura a fost prelungită, în Oltenia nu sunt mai mult de 9 cereri pentru împădurire. Doljul este fruntaș la acest capitol cu 7 solicitări. Reprezentanții Direcției Silvice speră că va crește numărul celor care vor solicita bani pe această măsură, cu atât mai mult cu cât Doljul este deficitar la acest capitol. În toată țara, în toate județele, este necesare astfel de lucrări, cu atât mai mult în județul Dolj, care e un județ relativ sărac în pădure, raportat la suprafața ocupată cu pădure la nivel de județ și raportat la întreaga țară, procentul e mic. Pe locul 2 în clasamentul cererilor pe schema de ajutor de stat sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite se află județul Gorj, cu 2 astfel de solicitări, urmat de Olt cu o singură cerere. În Vâlcea nimeni nu a solicitat până în prezent bani pentru împădurire. La fel stau lucrurile și în Mehedinți. Încă nu s-au primit, sunt foarte mulți care s-au interesat. Cei care solicită acest sprijin trebuie să facă dovada că dețin un teren agricol sau neagricol eligibil pentru împădurire. Dimensiunea acestei suprafețe, minim un hectar pentru trupuri de pădure, minim 0,5 hectare pentru perdere de protecție, pentru că sunt două căi de realizare a acestei măsuri 8-1. O a treia condiție extrem de importantă este că aceste suprafețe de teren pe care doresc să facă împăduriri, prima împădurire, să fie declarate la APIA pe 2 campanii anterioare integrale. Valoarea maximă a sprijinului pentru un proiect tehnic de împădurire, care înglobează toate costurile aferentelor primelor 1 și 2 plătite pe toată durata de aplicare a contractului de finanțare de 12 ani, este de 7 milioane de euro.